Reprezentanții ISU Gorj, împreună cu specialiștii în domeniul inspecției de prevenire, avizare sau autorizare, au purtat discuții cu primarii comunelor gorjene. Aceștia au dorit să clarifice contextul în care sunt solicitate avizele și autorizațiile de securitate la incendiu. Unitățile de învățământ sunt cele mai deficitare la acest capitol. O problemă sensibilă pe care și dumneavoastră o cunoașteți este aceea a autorizării școlilor din județ. Vreau să vă spun că suntem pe un drum foarte bun. În ultima perioadă s-au făcut demersurile necesare, astfel încât toate școlile care le aveam noi în evidență ca nefiind autorizate din punct de vedere al securității la incendiu și-au obținut o parte autorizațiile de securitate la incendiu, o parte au obținut avizele, urmând să obțină și autorizațiile, iar restul au început procedura de demarare a obținerii avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu. Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj nu percepe taxe pentru eliberarea avizelor sau autorizațiilor de securitate la incendiu, însă chiar și așa, directorii unităților de învățământ nu pot să îndeplinească toate condițiile puse de aceștia din lipsă de bani. În ceea ce privește avizarea, autorizarea instituțiilor școlare de pe teritoriul județului Gorj, din cele peste 500 de unități școlare existente la nivelul județului, 128 dintre acestea necesită autorizație de securitate la incendiu. Dintre acestea, de la începutul anului până în prezent, și-au obținut autorizații de securitate la incendiu un număr de 56 de unități școlare, 72 fiind în curs de avizare, autorizare, termenul de prorogare fiind 30 septembrie, însă în cazul în care unitățile școlare au depusă documentația de avizare, autorizare, până la sfârșitul anului nu sunt pasibile de sancțiuni. Reprezentanții ISU dau asigurări că lipsa acestor autorizații de funcționare nu pune în pericol viața elevilor. Totodată, aceștia desfășoară diverse activități cu elevii pentru a-i învăța cum să reacționeze în caz de incendiu.